Salutare și bine ați revenit la Istorii cu Hodor, un nou episod în care vom discuta despre aur, comuniști și Banca Națională a României, nu neapărat în ordine asta. Ultimul episod îl lăsasem acolo unde eșuase cel de-al doilea plan cincinal al regimului comunist, și am ajuns în anul 1965, an care reprezintă o bornă importantă în istoria acestei uh, serii uh, pe care o prezint aici. 1965, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, uh, Nicolae Ceaușescu ajunge prim secretar al Partidului Muncitoresc Român. Uh -huh. În iulie 1965 are loc Congresul al iv al Partidului Muncitoresc Român, prilej cu care se revine la numele inițial al Partidului pentru cei care sunt pasionați de istoria Partidului Comunist din România, deci se revine la numele Partidul Comunist. Român. Congresele ca atare, congresele partidului, sunt renumerotate, pornind de la primul congres al Partidului Comunist Român din anul 1921, astfel încât congresul din 1965 devine congresul al 9 al PCR, for în care, bineînțeles, s-a analizat la loc de cinste situația economică a țării și este practic congresul în care pentru prima dată se recunoaște că economia României se afla într-o stare precară. Iată că la mulți ani după ce regimul comunist a preluat puterea în România și se lăuda cu mari performanțe economice, la congresul al nouălea brusc aflăm că aceste performanțe nu există. S-a prevăzut astfel un ritm mai rapid de dezvoltare a acestea cu accentul ghicis pe ce, da, din nou industrie grea, adică cu alte cuvinte nu s-a învățat nimic din uh, erorile epocii dej. În consecință, industrializarea a rămas, cităm, în centru politicii partidului nostru, iar directivele pentru noul plan cincinal, 1966-1970, au prevăzut un rit rapid de creștere a producției industriale, în primul rând a energiei, siderurgiei, construcțiilor de mașini și chimiei. În același timp, s-a stabilit că România intră într-o nouă perioadă a dezvoltării ei, în care urma să aibă loc consolidarea bazei tehnico-materiale a noi societăți. O caracteristică oarecum paradoxală a acestei etape a reprezentat o utilizare creditelor și tehnologiilor din vest pentru realizarea obiectivului industrializării socialiste. Ca să uh, facem și un mic slogan, deci uh, realizăm socialismul cu uh, mijloacele occidentale. În august 1965 este adoptată și o nouă Constituție care proclamă noul nume al statului, și anume Republica Socialistă România. Noua lege enunța că economia națională a României este o economie socialistă bazată pe proprietatea socialistă asupra mijlocelor de producție, care era de două tipuri: proprietatea de stat asupra bunurilor aparținând întregului popor, și proprietatea cooperatistă asupra bunurilor aparținând fiecare organizații cooperatiste. Bogățiile de orice natură ale subsolului, minele, băncile aparțin întregului popor și sunt proprietate de stat, iar comerțul exterior era monopol de stat. Scopul activităților economice era dezvoltarea urânduirii și înflorirea națiunii socialiste. Pentru realizarea acesteia, prima dintre atribuțiile statului socialist era cea de a organiza, planifica și conduce economia națională. Bineînțeles, Marea Adunare Națională era organul suprem al puterii în stat și avea între atribuțiile sale adoptarea planului național unic de dezvoltare economică-socială a bugetului și a contului general de încheierea exercițiului bugetar. În realitate era vorba de o adoptare formală, căci nu organ executiv al CC al pcr prezidiu permanent, a fost centrul decizional al partidului și implicit al statului în perioada 1965-1974. În plus, dacă la Congresul PCR din 65 s-a stabilit că deținătorul unei funcții de partid nu poate ocupa în același timp și un post de conducere în organele statului, în 1967 s-a renunțat la acest principiu și Nicolae Ceaușescu a preluat și conducerea Consiliului de stat. Și dacă Nicolae Ceaușescu a putut face asta, toți membrii de partid au putut să procedeze ca atare. Din perspectiva revoluției economice Anul 1965 nu reprezintă neapărat un moment de discontinuitate, din potrivă, a reprezentat cea mai lungă, intervalul 1959-1973 a reprezentat cea mai îndelungată perioadă de creștere economică a României, nu numai în epoca comunistă, ci chiar din secolul 20 până azi. Cum așa? Această evoluție s-a bazat pe industrializare și urbanizare forțată a cărui a fost reprezentat de marile lucrări de infrastructură. Două cifre sunt sugestive pentru cei care chiar sunt interesați de o istorie economică reală. Valoarea producției industriale a crescut cu 579%, iar PIB-ul pe locuitor exprimat în dolari la paritatea puterii de cumpărare cu 372%, adică de peste 3 ori. Una din resursele care au contribuit la această creștere economică a fost tot mai stocul de aur al BNR. Nu întâmplător, în anul 1959, aurul din stocul băncii de stat ajunsese la 43,2 tone, cea mai redusă cantitate din perioada 46-65. După 1959, însă, stocul de aur a crescut treptat, ajungând la 84 de tone în 1964. Însă, în 1965, România vinde din nou aur pe piața Londrei, așa cum avea să facă aproape în fiecare an, cu excepția ultimilor doi ani, respectiv 1972-73, e vorba de anii acelui interval menționat, adică 1959-1973. Prin prisma evoluției stocului de ară, constatăm că Existența unui alt element de continuitate, și anume că în perioada 65-89 acesta a reprezentat o resursă pentru a obține valută, valută atât de necesară procesului de industrializare și de finanțare a balanței de plăți. Pe lângă menținerea politicii de industrializare a țării și de strânsă legătură cu aceasta, s-a continuat și deschiderea politicii externe, care începuse în anii 62-64, prin reluarea relațiilor cu Europa de Vest, promovarea celor cu China și o oarecare distanțare de Uniunea Sovietică, asociate cu o anumită tendință de recuperare a dimensiunii naționale a istoriei românești. Prima vizită a lui Nicolae Ceaușescu la Moscova, în calitatea de secretar general al PCR din septembrie 65, a inclus și un episod legat de aur. Mai precis, în cadrul convorbirilor oficiale, deși nu se aflau pe ordinea de zi uh, convenită, Nicolae Ceaușescu a adus în discuție uh, o problemă a aurului și apoi a dat cuvântul lui Alexandru Bârlădeanu. În calitatea sa de membru al Comitetului Central al PMR și vicepreședinte al Consiliului de Ministri, în 1955, Alexandru Burlădeanu nu a fost întâmplător desemnat să prezinte problema, având în vedere, așa cum s-a constatat ulterior, că în anii 60 se transmiteau periodic de la Banca de Stat situația mișcării aurului din stocul băncii. Cu acest prilej, Alexandru Bărlădeanu a prezentat foarte pe scurt două. Transportul ale trezaurului României la Moscova din decembrie 1916 și iulie 1917 a invocat o telegramă a lui Lenin din 1918 a menționat cele două restituiri, unul respectiv unul 1935 și unul 1956 și a precizat, cităm că, încă nu fusese restituit tezaurul de aur al băncii naționale care reprezenta acoperirea monedei noastre naționale și o mare avuție a poporului român. În final, Alexandru Burlădeanu a conchis că această restituire are o anumită importanță economică pentru țara noastră, mai ales, dar mai ales o deosebită semnificație politică, atât prin faptul că se înfăptuiește ceea ce Lenin considera că trebuie înfăptuit, și aici, bineînțeles, remarcați că Alexandru Burlădeanu cita din uh, Părintele Comunismului, cât și prin faptul că ar ilustra relația de înaltă principialitate pe care se baza prietenia și colaborarea frățească. Așa cum își amintea Alexandru Burlanean în memoriile sale publicate după căderea regimului comunist, formularea acestei revendicări a produs derută completă în rândul delegației sovietice. Răspunsul acestora a venit într-o altă ședință, când Leonid Ilici Brejnev și-a exprimat nedumerirea în legătură cu ridicarea acestei probleme și a arătat că la arhivă există și alte documente, și dacă este să ridicăm o problemă, trebuie ridicată și cealaltă la ce se referea Brejnev, la datoriile României față de Uniunea Sovietică și, cităm, amărăciunea provocată de cel de-al doilea război mondial. În consecință, din punct, de vedere, sau din punct de vedere sovietic, problema putea fi, nu putea fi considerată una financiară, ci o problemă politică. În fața refuzului sovietic, Nicolae Ceaușescu i-a dat cuvântul lui Maurer, care a invocat un argument respectiv faptul că în 1939 guvernul polonez, depusese tezaurul spre păstrare în România și atunci am avut un guvern regal. Tezaurul depus a fost păstrat, deși nemții au căutat să-l ia și a fost ascuns, iar în 1948 puterea populară a restituit în întregime întregul fond al tezaurului primit spre păstrare. Dacă în opinia lui Ceaușescu restituirea tezaurului rămânea o problemă de, rez de rezolvat, Brejnev și Kosygin au accentuat că această problemă trebuie să fie închisă și să nu ne mai întoarcem la ea, deoarece Ceea ce s-a păstrat aici la Kremlin va fost restituit în întregime. Așa cum se remarcă într-un uh, alt studiu cu privire la această problemă, toate acestea fiind spuse cu gentilețe studiată a celui care se știa tot puternic, discuția care a avut neîndolnic și dramul, uh, dramul ei de teatru, care a făcut-o încă și mai memorabilă, s-a încheiat fără vreun rezultat. Totuși credem că, deși ambele părți au insistat asupra caracterului politic al solicitării de restituire a tezaului BNR de la Moscova, dimensiunea economică a fost cel puțin la fel de importantă pentru partea română, dacă nu a fost chiar cauza imediată sau cel puțin Boldu care a, desem, a determinat acest demers, având în vedere decizia luată la București chiar la începutul anului 65 pentru vânzarea 32 de tone de aur, dintre care 12 erau monede. Cu alte cuvinte, intenția comuniștilor de a recupera tezaurul de la Moscova nu ținea neapărat de mândrie națională sau de îndreptarea unor uh, nedreptăți istorice, ci pur și simplu pentru că ei aveau, chiar aveau nevoie de aurul respectiv. În decenul VII-lea al secolului nostru, autoritățile au devenit foarte interesante în a obține valută din vânzarea monedelor de aur în Occident, deoarece acestea erau valorificate la un preț din ce în ce mai mare, datorită valorii numismatice. Ortezauro de la Moscova era compus în cea mai mare parte din monede, adică 91.398 de kg aur fiind din cele 91.503 kg cât a fost depus la Moscova de Banca Națională a României. În acest context s-a schimbat și numele băncii naționale, astfel în iunie 65 Banca de Stat a devenit Banca Națională a RPR, iar după adoptarea noii Constituții Banca Națională a RSR, aceasta era definită ca o bancă de emisiune de creditare și centru de decontări interne și externe ale economiei naționale. De asemenea, legea din nou de organizare menționa că Banca Națională efectuează operațiunile cu metal prețios și exercită controlul producției, circulației și prelucrării acestuia. Având în vedere aceste atribuții, 19 direct, cele 19 direcții care alcătuiau structura organizatorică a băncii, aveau cu toate un rol, dar cel mai important revenea direcției metale prețioase. Potrivit dărilor de seamă contabile ale băncii naționale din perioada 64-67, în cadrul Comerțului Extern al României s-a înregistrat o creștere constantă a schimburilor comerciale cu țările occidentale, deși țările socialiste au continuat să reprezinte mai mult de jumătate din decontările cu străinătate. În același timp, în notele explicative ale acestor dări de seamă, se menționează în permanență, cităm, ritmul susținut al dezvoltării economice a țării și creșterea operațiunilor bancare cu străinătate. Evident, în anii 1964-1965 exportul a fost în creștere, ceea ce a determinat și creșterea disponibilităților și scăderea angajamentelor, astfel încât în primul an s-a putut atinge încadrarea angajamentelor noastre în limita admisă pentru credite de decontare acordate de Banca Internațională de Credit. În al doilea an, ca urmare a lichidării unor angajamente față de celelalte țări membre CAER, a avut loc o schimbare a poziției țării noastre din debitoare în anul 1964 în creditoare în anul 1965. În schimb, în următorii doi ani, 1966 și 1967, volumul importurilor din țările nemembre CAER în special din China și Iugoslavia, au depășit volumul exporturilor. Tot în intervalul 64-67, dările de seamă consemnează angajamentele României față de Uniunea Sovietică, rezultate din lichidarea sovromurilor, cifrele indicând ponderea mare a acestor în raporturile comerciale a României cu țările socialiste. Ar trebui adăugat că în toți acești ani România a înregistrat o poziție internațională investițională net debitoare. Chiar și în 1965, când poziția deveni necreditare, aceasta a fost valabilă numai în relațiile cu țările socialiste. În ceea ce privește balanța comercială, în 1964 au fost efectuate importuri mai mari decât exporturile, atât în devize convertibile din Republica Federală Germania, Olanda, Belgia, cât și din state cu care România avea acorduri de clearing: Franța, Brazilia, Suedia sau Siria. Această ultimă situație repetându-se și în 1966 cu Grecia, Brazilia, Siria, Iran sau India. Acest dezechilibru a determinat creșterea volumului creditelor comerciale precum și a datoriei pe termen mediu și atunci când o astfel de finanțare nu mai e posibilă se apela la stocurile de aur. De aceea valorificarea aurului a reprezentat o resursă specială utilizată pentru plăți, pentru importuri sau instalații complete. Conferința Națională a PCR din decembrie 1967 a inclus sporirea rolului factorilor economico financiar în întreaga economie. În concret s-a înființat Banca Agricolă, Banca Română de Comerț Exterior, care era, iată, o bancă specializată pentru a asigura posibilitatea exercitării unui control mai cuprinzător asupra folosirii fondurilor unităților comerțului exterior. Prin urmare, cele două instituții nou create, în anul 1968, au preluat atribuțiile băncii naționale în domeniile respective de activitate. Banca Română de Comerț Exterior a fost înființată prin reorganizarea serviciului relații cu străinătatea din Banca Națională. De aceea, cele mai multe din atribuțiile derivate din raporturile cu străinătatea ale băncii naționale au trecut la această instituție nou creată. În consecință, începând cu 1968, datele referitoare la comerțul exterior nu au mai fost cuprinse în dările de seamă ale băncii naționale. Totuși, a existat situația așa cum a fost cea din 1969, în care Banca Națională a avut angajamente în valoare de 246 de milioane de lei față de Banca Reglementelor Internaționale, reprezentând contravaloarea unui credit de 40 de milioane de dolari, fonduri care au fost puse la dispoziția Băncii Române de Comerț Exterior pentru nevoile de plăți în valută ale economiei. În 1970, exact pentru același scop și tot la. Banca Națională, se înregistra o datorie de 479 milioane lei valută, provenind din credite de 70 de milioane de dolari, respectiv 36 de milioane de mărci germane. În același timp, pentru nevoi de finanțare, postul de metale prețioase din bilanțul Băncii Naționale a scăzut cu 8 milioane de lei. În anul următor, 1971, Banca Națională a înregistrat un sold final în valoare de 464 milioane lei valută, Echivalentul creditului de 169 de milioane de franci elvețieni și a de 40 de milioane de dolari. Atât înființarea băncii române de comerț exterior, cât și organizarea structurii teritoriale, de fapt reorganizarea structurii teritoriale, e vorba despre reorganizarea teritorială din 1968, când regiunile au fost parte și au fost create județele. Toate aceste, tot acest proces a impus în anul 1970 adoptarea unor, unor noi regulamentări cu privire la organizarea statutului Băncii Naționale, respectiv decretul 124 și statutul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România. În aceste documente apare pentru prima dată termenul de bancă centrală, în variantă bancă centrală de emisiune sau banca centrală a României. În același timp, această instituție era definită ca organ central al administrației de stat și unica bancă de emisiune a țării. Pe lângă alte atribuții, Banca Națională a asigura, cităm, aplicarea regimului privind metalele prețioase și administra rezerva de metale prețioase. Așadar, comparativ cu reglementările din 1965, cele din 70 au introdus aceste două concepte noi și pentru prima oară, Banca Națională era privită ca bancă centrală și rezervă de stat de metale prețioase. Atribuțiile băncii naționale în privința metalelor prețioase erau destul de numeroase și priveau de la prelucrarea producției de metale prețioase, de la, de la preluarea de fapt a producției de metale prețioase la întreprinderile producătoare până la cumpărarea, vânzarea sau preschimbarea metalelor prețioase în țară și străinătate, precum și avizarea exportului sau importului acestora, de asemenea se stabileau modul în care se țineau evidențele metalor prețioase, atribuție care era menționată de obicei în actele normative referitoare la regimul metalor prețioase, dar care acum a fost introdusă în statutul băncii naționale. În pofida acestor atribuții, în 70, structura organizatorică a băncii naționale a fost redusă la 13 direcții, de la 19 câte erau, și un oficiu juridic. S-a menținut, evident, direcția valutară și metale prețioase. În urma înființării Băncii Române de Comerț Exterior, în statutul Băncii Naționale, în 1970, nu mai era menționat monopolul valutar al Băncii Naționale, dar se stabileau atribuții prin care Banca Centrală putea reprezenta țara pe plan internațional, adică participa la tratative externe pe probleme financiare, participa la organizații sau reuniuni internaționale cu caracter financiar sau colabora. Cu instituții de specialitate din țară și străinătate. În momentul respectiv, singura țară socialistă, mem membra atât a FMI cât și a Băncii Internaționale de, de Reconstrucție și Dezvoltare, era Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Participantă la conferința de la Bretton Woods și membră fondatoare a FMI, Iugoslavia primise deja credite de la cele două organisme internaționale, așa încât reprezenta o sursă de informații foarte prețioasă cu privire la avantajele colaborării cu instituții financiare internaționale și un precedent care merita analizat cu multă atenție la București. Într-un material întocmit de Banca Română de Comerț Exterior în iulie 1969 se arăta că Iugoslavia a primit de la FMI un credit în valoare de 270 de milioane de dolari, în condițiile unei cote ă, subscrise și vărsate de 150 de milioane de dolari, 11 credite în valoare de 331 de milioane de dolari destinate dezvoltării căilor de comunicație și în secundarea industriei. Astfel că modelul iugoslav urma să fie aplicat și de România. Primele tatunări ale României, pe lângă cele două instituții, au avut loc în anul 1967 și apoi au continuat ă, sub egida ONU. În, din, cu ocazia diverselor evenimente organizate, unele dintre ele găzduite chiar la București. Astfel, în iulie 60, eu, cu prilejul unei reuniuni organizate sub auspicii ONU, directorul general al FMI și președintele Băncii Internaționale de Reconstrucție și Dezvoltare, Robert McNamara, au fost primiți în audiență de Nicolae Ceaușescu, care s-a interesat direct dacă România ar putea contracta împrumuturi fără să devină membră femeii, deoarece era deranjat de obligativitatea de punerea unei cote de subscriere în aur în momentul aderării. Această cotă era, desigur, o obligație dacă vroiai să devii membru femei. În august 1969 are loc celebra vizită în România a președintelor Statelor Unite, Richard Nixon, urmată de vizita în Statele Unite a lui Nicolae Ceaușescu, în calitate de președinte al Consiliului de Stat, în octombrie 1970. În acest context, România a devenit un stat comunist cu regim diferențiat privilegiat și a obținut importante facilități economice. Ulterior, în cadrul unei întâlniri în aprilie 1971 cu directorul oficiului european al uh, BIRD, reprezentanții României, între care se afla și vicepreședintele Băncii Naționale, au fost informați că țările membre ale FMI și BIRD aveau obligația de a raporta în cadrul datelor cu caracter economic și financiar și pe cele privind disponibilitățile în aur și devize, producția de aur și importul și exportul de aur. Această obligație era reiterată și de ambasadorul american cu prilejul audienței la ministru adjunct de externe, Nicolae Ecobescu, cu câteva zile înainte de prezentarea cererii oficiale a României de aderare la femei și Bird în septembrie 72. În același context, ambasadorul american a adăugat că țara sa nu se aștepta ca România să cumpere aur din Statele Unite pentru depunerea cotei sale de aur la femei. În paralel cu demersurile de a fi admisă ca membru al femei, România a întreprins și acțiuni prin care să își afirme apartenența la CAER și hotărârea de a, continu a continua colaborarea cu țările socialiste. Astfel, în aprilie 69, delegația României, condusă de Nicolae Ceaușescu, a participat la sesiunea CAER de la Moscova, în cadrul căreia a fost adoptat un document intitulat despre dezvoltarea în continuare a colaborării economice a țărilor membre CAER, care a fost punctul de plecare pentru elaborarea programului complex al adâncirii și perfecționării colaborării dezvoltării integrare economice socialiste a țărilor membre CAER. Interesant de remarcat că tocmai prevederile din acest document au fost invocate de România pentru a legitima intenția de a purta tratative oficiale cu Femeii și Bild, intenție care avea să fie comunicată sovieticilor de către Gheorghe Rădulescu în mai 72. De asemenea, Maitreui au adăugat că vizita lui Nixon la București a determinat amânarea cu câteva zile a desfășurării în august 69 al Congresului al 10 lea al PCR, în care s-au aprobat directivele Planului de Dezvoltare Economică Socială a României în anii 1971-75, precum și liniile directoare până în 1980. Cu acest prilej, obiectivul lărgirii și perfecționării bazei tehnico-materiale a țării a fost integrat noului concept al trecerii la favorirea societății socialiste multilateral, dezvoltate, o expresie pe care cei care au trăit înainte de 1989 și-o amintesc cu siguranță. La conferința națională a PCR din iulie 72, acest concept a fost dezvoltat, adăugându-se dimensiunea creierii condițiilor pentru trecerea la comunism. Tot în acest cadru s-au prevăzut măsuri pentru îmbunătățirea activității politice internaționale a partidului și statului pentru perfecționarea conducerii planificate a societății, fiind reînviată lozincanilor 50, celebru cincinal în patru ani jumate. Dincolo de aceste obiective, din ce în ce mai ambițioase, pe care conducerea PCR a continuat să le planifice, am devenit pentru un deceniu singura țară membră în același timp, atât în caier cât și în femei. România a continuat să-și consolideze prestigiul internațional, pe care însă Nicolae Ceaușescu a început să și-l atribuie ca pe un merit exclusiv personal. În același timp, aderarea la FMI a însemnat și depunerea unei cote aur de către România. Iată că nu am scăpat de depunerea acestei cote ca orice alt stat membru. Detaliile legate de depunerea cotei aur există, doar că mai întâi a fost semnat decretul Consiliului de Stat al RSR 493 din decembrie 72 prin care s-a aprobat aderarea RSR la Fondul Monetar Internațional, după care a existat și o hotărâre a Consiliului de Ministri din 7 decembrie 72. Astfel, Banca Națională a României a depus la Banca Angliei, în Londra, care era depozitar al femeii, cantitatea de 42.211 kg aur fin, reprezentând 25% din cota României la femei. Acest eveniment a avut un impact deosebit asupra activității Băncii Naționale și a stocului de aur. În același timp, negocierea cu femeii nu a fost deloc ușoară pentru cei însărcinați din partea română cu acest scop, având în vedere multe dintre condițiile pe care reprezentanții fondului le formulau, precum, exemplu, eliminarea cursurilor multiple, stabilirea unei parități aleului care să exprime ceva mai real puterea lui de cumpărare și menținerea acestea în marja de până la 2,25% pentru introducerea convertibilității leului, se stabilea un curs provizoriu de schimb în relația cu femeii, respectiv 14,38 lei pentru un dolar, ori toate aceste cerințe ale femeii intrau clar în contradicție cu economia centralizată, planificată a regimului comunist. În același timp, având în vedere secretomania regimului comunist, obligația de a transmite date cu caracter economic și financiar fondului monetar nu a fost tocmai pe placul autorităților române, dar acestea nu au avut ce să facă și nu s-au putut sustrage de la îndeplinirea ei. Periodic au fost emise hotărâri ale Consiliului de Ministri privind autorizarea comunicărilor către FMI și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, unor sete, seturi de date privind situația economico-financiară a României. În textul acestor acte normative se preciza în preambul datele respective nu mai reprezintă secret de stat. Printre informațiile astfel desecretizate și transmise instituțiilor financiare internaționale se regăseau și date privind situația rezervelor de aur și valută convertibilă, în cadrul care erau evidențiate separat rezervele de aur, exprimate cantitativ în kilograme și valorii în milioane de lei în valută sau dolari uh, americani. Astfel, așa cum se vede dintr-un document din 15 octombrie 1973, la acea dată fusese transmise femeii informații referitoare la rezervele de aur și valute convertibile pentru intervalul 1967-1972, dar nu și despre producție, import și export de aur. Potrivit literaturii de specialitate, anul 1973 a fost ultimul an înaintea începutului declinului economiei comuniste, în care 47% din comerțul exterior se desfășura cu țări capitaliste. În același timp a început și era dolarului scump și se produce prima criza petrolului, iar efectul de contagiune s-a resimțit în România poate mai mult decât în alte state comuniste, tocmai din cauza acestei deschideri comerciale foarte mari către Occident. Deci, practic, relațiile economice ale României cu Occident au făcut-o mult mai permisivă la uh, declanșarea crizei petrolului. Una din reacțiile României la această criză a fost creșterea controlului de la centru a consumului de combustibil și energie, ceea ce s-a tradus prin adoptarea decretului Consiliului de Stat din decembrie 1974, care a prevăzut înființarea unei comisii pentru avizarea și controlul consumului de combustibil, energie electrică și termică. Anul 74 a reprezentat un moment important în Revoluția Economiei Românești pentru că a fost primul semnal de alarmă privind ineficiența sistemului comunist și a creșterii din anii precedenți, o creștere bazată pe dezvoltare de industrie energofage. Economia românească a fost mai profund afectată de criza internațională a petrolului decât a lăsat să se vadă scăderea economică marginală înregistrată în 1974. Într-un raport al delegației femei din 75 se arată că, citând, resursele de petrol interne nu mai sunt suficiente multă vreme față de cererea internă plus exporturi, iar importurile de petrol brusc, de petrol brut, pardon, au crescut într-o măsură importantă. În România probabil că ar fi trebuit să fie în 1974 un importator net de petrol dacă nu s-ar fi produs explozia într-un mare complex petrochimic. Tot experții femei observau că în majorarea brusca prețurilor mondiale ale petrolului au determinat creșterea totală a plăților României pentru importuri cu 48% și în cadrul acestora celor de valută convertibilă cu 70,5%. Chiar dacă încasările din exporturi au înregistrat o creștere cu 33% și 58% în valută convertibilă, deteriorarea balanței comerciale nu mai putea fi împiedicată. După ce prețurile de producție au rămas într-o mare măsură neschimbate în perioada 63-73, autoritățile au întreprins o reașezare a prețurilor începând cu 74, pe care de consecință au fost modificate și reașezate și prețurile metalelor prețioase, dar acestea nu au influențat prețul de înregistrare a aurului în stocul băncii naționale. Astfel, în 1973-75, în pofida unor acțiuni externe eficiente și prestigioase, de exemplu vizita lui Nicolae Ceaușescu în Statele Unite în 1973, regimul vamal preferențial acordat de piața comună în 1974 și primirea clauzei națiunii cele mai favorizate în aprilie 1975 au avut loc evenimente politice care demonstrează că maniera de conducere a lui Nicolae Ceaușescu își epuizase potențialul pozitiv și se îndrepta spre cultul personalității, dictatură personală, ceea ce s-a dovedit nefas și pentru economia națională supusă sistemului planificării centralizate. Conducerea a devenit din ce în ce mai controlată, după cum o dovedește înființarea în mai în 1973 a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice. De asemenea, Organizarea unei plenare comune a acestui organism abia creat și a Comitetului Central al PCR, precum și conferința activului de partid și de stat, toate acestea uh, au condus spre un efect de centralizare. Tot în 1974 a fost înființată funcția de președinte a României, care a fost ocupată de Nicolae Ceaușescu, locul prezidului permanent ca centru decizional de puterea fiind luat de biroul permanent al Comitetului Politic Executiv, dominat tot de Nicolae Ceaușescu. Congresul al 11 lea al PCR a adoptat directivele planului cincinal din 1976-1980 și în spiritul acestor directive, în 1975 Ceaușescu a propus accelerarea industrializării, ceea ce însemna forțarea ratei investițiilor ca expresie a voluntarismului lui Nicolae Ceaușescu. Creșterea în asalta fondului de acumulare a depășit nivelul suportabilității din partea economiei, chiar dacă, în anii 70, efectele nocive au fost mascate de creșterea economică. Ur un interval de 2 ani însă, România a fost lovită de două calamități care au provocat pierderi foarte mari, inundațiile din 1975 și cu tremurul din 1977. Venită în România la începutul lui august 1975, misiunea Fondului Monetar opina că în urma inundațiilor dezastroase de la începutul lui iulie 1975 nu a fost încă posibil să se estimeze în întregime pagubele, dar calculele aproximative stabiliseră pierdere de 15 miliarde de lei, echivalente cu 5% din venitul național în 1974. Cu toate acestea, pierderea de producție, care de altfel ar fi fost desfăcută în exterior în valută convertibilă, era evaluată să depășească 500 de milioane de dolari. În acest context se menționează în raportul Direcției de Contabilitate a Băncii Naționale, în 1976 au fost negociate cu femeii Reșalonarea unor scadențe, astfel deși primele credite ar fi ajuns la scadență în acest an, rambursările urmează să se facă cu anul 1977. Ce se întâmplă în 1977 se întâmplă cel mai distrugător cu tremur, cel din 4 martie. Autoritățile române au evaluat pagubele de atunci la 2 miliarde de dolari și au estimat consecințele asupra balanței de plăți la un supliment de 500 de milioane de dolari. Potrivit notei cu propuneri pentru finalizarea negocierilor pentru obținerea unor credite de la FMI, ministrul de Finanțe Florea Dumitrescu urma să transmită o scrisoare către directorul general al FMI pentru obținerea unui nou credit standby de 75 de milioane de dolari. Din nefericire, în martie '77, cu tremurul produs a făcut ca în această scrisoare să se arate că un deficit important în balanța de plăți totală și în balanța de plăți în valute convertibile, o parte din producție care altfel ar fi fost exportată, va fi necesară la intern pentru a sprijini reconstruirea locuințelor și fabricilor avariate sau distruse, vor fi necesare unele importuri suplimentare. Unele mijloace de transport au fost redirijate din sectorul extern către cel interne, iar știrile despre cutremur a redus fluxul de turiști spre România. Delegația femeii a fost impresionată de cutremurul distrugător pentru care România a primit acest credit standby de 75 de milioane de dolari și unul compensatoriu de 55 de milioane de dolari. Dar, în același timp, unii din directorii executivi ai FMI și-au exprimat rezerve cu privire la programul ambițios de dezvoltare, ținând seama de nivelul de creștere al datoriei externe. Un semnal de alarmă care probabil ar fi trebuit să provoace ceva adaptare la realitate în ceea ce privește regimul de la București, dar nu a făcut, nu s-a întâmplat acest lucru. Ce s-a întâmplat după această perioadă, însă într-un episod următor la istoricul Hodor?